Nu mai vorbim de acea platformă de vaccinare, că bă, eu am cazuri, da, și cunosc de oameni care au încercat zile la rând să se vaccineze, să se înscrie pe acea platformă și nu au reușit. Da, da? Oameni care cu grad de risc, cu oameni în vârstă. Exact. Și care nu au încercat odată. Au încercat de mai multe ori și au încercat să se înscrie chiar în zone apropiate, dar erau din București, au încercat să ducă la Giurgiu, să zicem, că era aproape, sau nu știu, la Ploiești. N-a funcționat. Și e ciudat, pentru că nu că ne lăudăm, chiar avem IT-iști foarte buni. Avem oameni foarte bine pregătiți pe zona aceasta și cu toate astea, de câte ori încercăm să facem o nenorocită de platformă de asta în România, nu funcționează. Deci noi nu reușim țara asta să o digitalizăm sub nicio formă, a și încă ceva. Există un minister pentru digitalizare. Știți cu ce se ocupă? Că nu știe nimeni. Acum vreo săptămână, deci la luni bune după ce au preluat guvernarea, s-au apucat să-i facă proiectul acela de HG, dar de organizare. PMP a cerut, și aici Eugen Tomac este cel care a ținut foarte mult, să existe în România un minister pentru digitalizare și inteligență artificială. Ne-au spus la momentul acela când noi îl ceream și de câte ori a ieșit președintele Eugen Tomac în conferințe presă și vorbea despre acest minister, și spunea, nu este nevoie, există o autoritate pentru digitalizare, nu vă trebuie absolut nimic. Ce să vezi, au făcut până la urmă acest minister, deși PMP-ului se spunea că nu ne trebuie acest minister, bun, s-a făcut acest minister, el nu funcționează sub nicio formă. Și noi stăm și ne uităm acum la platforme care nu merg într-o țară cu IT-iști excepționali, care, mă rog, mai pleacă și în afară pentru că în România, mă rog, nu au nici salarii. Și rămânem în continuare pe ultimul loc în UE la digitalizare. Da.